având în vedere confirmarea a două cazuri cu gripă tip B în clasa pregătitoare din cadrul școlii George Poboran Slatina, precum și suspiciunea a altor patru cazuri în aceeași clasă, iar rata absenteismului crescut cu peste 70% în rândul efectivului colectivității respective, Direcția de Sănătate Publică Olt a propus suspendarea desfășurării cursurilor în clasa pregătitoare B pentru 5 zile. Propunem înlăturarea suprafețelor textile din clasele de învățământ. În funcție de evoluția situației epidemiologice, adică numărul de cazuri suspecte, numărul de cazuri confirmate, Direcția de Sănătate Publică Olt va impune măsuri în consecință ce vor fi comunicate în termen util. Pentru sezonul rece 2019-2020, la nivelul județului s-au solicitat 74.196 de doze de vaccin gripal, din care au fost primite 52.760 de doze. În funcție de evoluția situației epidemiologice, DSP Olt va impune măsuri în consecință. Printre acestea, triajul care va avea loc zilnic în rândul elevilor, dar și asigurarea de apă curentă, săpun și batistuțe de unică folosință. Începând cu data de 27 ianuarie 2020, Direcția de Sănătate Publică Olt a propus suspendarea desfășurării cursurilor în clasa pregătitoare B pentru 5 zile. Din cauza depistării circulației virusului gripal în colectivitatea respectivă, se va avea în vedere intensificarea măsurilor de prevenire a bolnăvirilor prin viroze, inclusiv gripa. Direcția de Sănătate Publică Olt susține în continuare că vaccinarea rămâne singura măsură de profilaxie care trebuie aplicată anual. Orele pierdute vor fi recuperate pe parcursul semestrului 2. Revenirea în colectivitate se va face numai în baza avizului epidemiologic eliberat de medicul de familie.